De-a lungul carierei de primar și chiar și înainte de aceasta, am avut bucuria să-l simt mereu aproape pe conducătorul Bisericii Catolice, la acea vreme, pe preasfințitul Petru Gherghel. Au fost momente deosebite în care am putut să luăm deciziile cele mai înțelepte pentru ca o comunitate frumoasă a credincioșilor romano-catolici să se simtă integrată în municipiul Iași, în comunitatea ieșeană. Preasfințite Părinte, vă mulțumesc pentru întreaga activitate, pentru un fel în care ați reușit să rămâneți apropiați, chiar dacă ne-am botezat în cristelnițe diferite, legătura dintre ortodoxie și catolicism a fost vizibilă, permanentă și întreținută cu foarte multă înțelepciune. Și vă invit să vă înmânăm un premiu special, se numește Premiul Emeritus, pentru întreaga activitate pe care preasfințitul Petru Gherghel a avut-o în colaborarea dintre comunitatea romano-catolică și ortodoxă din municipiul Iași. Stimate domnule primar, alt preasfinția voastră, dragi și stimați ieșeni, personalități ale acestei cetăți României. Sunt bucuros să spun aici, un cuvânt scurt, că au trecut 41 de ani de când eu am avut această misiune aici în Iași. Și trebuie să mărturisesc că m-am simțit mereu acasă. Nu am lipsit de la sărbătorilor aici la Iași, cu Sfinte Cuvioase Parascheva. Cred că odată am fost în străinătate și n-am putut. În rest, mereu am fost prezent, pentru că aveam o convingere că un sfânt, în oricare biserică se află, îi unește pe toți, îi cheamă pe toți la un loc, îi onorează pe toți. Mă amintesc aici pe prefericirea sa, Părintele Patriarh Daniel, care a spus la o asemenea mare sărbătoare că Sfânta Paraschiva este a noastră a tuturor, că a fost înainte de separare. O sfântă care trebuie să ne apropie, trebuie să ne ducă împreună. Mă bucur pentru asta, domnule primar, și spun aceasta dumneavoastră, cel care sunteți acum aici, dar spun și celorlalți primari care au fost aici și tuturor personalităților ieșeni. Vă spun cu bucurie în al preasfințitului Teofan, care am avut o asemenea bucuroasă colaborare și mulțumire sufletească. Trebuie să vă spun că, mă iertați că mă alungesc, vizita Papei a fost o încoronare, o dorință a mea, a noastră, tuturor catolicilor, dar și tuturor celorlalți frați ortodoxi sau alte comunități religioase. O dorință a ieșenilor și am ținut mult ca Papa să ajungă aici, pentru că erau atâtea motive pentru ca el să vină la Iași, să ne cheme la o adevărată lucrare împreună, să mergem împreună. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit acest dar, acest premiu și mă rog mai departe ca preasfințitul nostru Iosif, care este aici, să ducă aceeași misiune frumoasă de a merge împreună înainte. Vă mulțumesc! Anul trecut am sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire. Primăria municipiului Iași a asumat un program coerent de celebrarea centenarului. În cadrul acestui program am avut onoarea
de a oferi distincția centenar mai multor personalități ale Iașului și ale României, și aceeași onoare o am să ofer această distincție preasfinției sale Iosif Păuleț, noul episcop de Iași, să spunem în seara în care ne putem prețui pe toți cei care ne reprezintă cu succes, să-i dorim mult succes în dirijarea activității Episcopiei Romano-Catolice din Iași. Nu știam că trebuie să iau cuvântul și este o adevărată surpriză, după cum o surpriză a fost atunci când Sfântul Părinte Papa actual Francisc m-a numit episcop de Iași să continui misiunea pe care Preasfințitul Gheorghe l-a desfășurat-o timp de 41 de ani. Sunt bucuros să fiu prezent astăzi aici, stimate domnule primar, în altă sfințiile voastre, stimate doamne și stimați domni. Nu vreau să mai lungesc eu acum, pentru că a spus Preasfințitul înainte mai multe cuvinte, vreau doar atât să vă spun mult succes și vreau să mă implic și eu, trup și suflet, pentru a continua această colaborare, atât cu primăria, cât și cu Biserica Soră Ortodoxă. Noi ne-am întâlnit cu înalt Preasfințitul. Vă doresc tuturor mult succes și vrem să facem fiecare acolo unde este chemat cât mai mult pentru creșterea, pentru dezvoltarea din toate punctele de vedere a urbei noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc!